Salutare, prieteni, ce faceți? Sper că sunteți bine. În acest video vreau să vă relatez o întâmplare care s-a petrecut puțin mai devreme și care m-a făcut să fiu mai conștient de faptul că trebuie să mă pun mai des în locul celor din fața mea și să încerc să-i ajut cum pot pe fiecare. Mai devreme am făcut a doua probă a unui palton la comand comandă pentru un prieten foarte bun de al meu, Cristian Chiș, care este un om de milioane. N-am niciun motiv să-l laud, dar este un om cu niște valori morale foarte înalte. Deși nu ne cunoaștem noi de foarte mulți ani, l-am cunoscut de suficient de mult timp și l-am văzut acționând astfel încât să-mi dau seama că este un om cu valori înalte. Cristian mi-a plătit paltonul și mi-a lăsat un pic mai mulți bani decât am stabilit, decât trebuia. Gestul lui m-a impresionat destul de tare, nu mă așteptam, n-am căutat așa ceva și nici n-am cerut așa ceva. Și el a insistat să-mi lasă cei bănuți în plus, fiindcă mi-a zis, acum nu pot cita exact cuvintele lui de mi-a zis, Dan, stai liniștit, e una mai greu și e bine așa, eu de bine de rău îmi primesc banii luni de lună, ceva de genul ăsta mi-a zis. Ideea e că omul s-a pus în poziția mea și s-a gândit, bă, hai să mă gândesc la Dan oarecum, e bun, când o duce bine, poate să facă foarte mulți bani, dar anul ăsta domeniul în care activează el, pe lângă alte domenii, am fost destul de afectat și având în vedere că momentan asta era sursa lui principal de venit, i s-a redus, ar fi bine să-i dau și lui. Încă o dată, eu nu caut așa ceva, încerc să mă descurc singur mereu, nu încerc, mă descurc singur mereu, fiindcă mai de mult am, am, fost cel care primea mai mult și nu-i plăcut sentimentul ăla. Nu-i plăcut deloc. Primeam de la părinți, de la sora mea, sora mea, apropo, m-a ajutat destul de mult de-a lungul timpului și mereu eram cu sentimentul de, bă, mă simt dator și nu mai vreau așa ceva. Din contră, acum îmi dezvolt atitudinea de a fi cel care dă mai mult, nu cel care primește mai mult. Astea sunt teoriile, putem dezbate, dar să trecem peste. Gestul ăsta lui Cristian m-a impresionat și m-a făcut să conștientizez mai tare că și eu la rândul meu trebuie să fac chestia asta. Și na, puteam să nu fac absolut niciun video, dar prin videoul ăsta, dacă ascultă cineva și vede cineva, dacă puteți, în măsura în care puteți, dacă mergeți la un restaurant, spre exemplu, sau la o cafenea, cât timp mai e deschis, nu știm dacă o să intrăm iar în stare de urgență sau nu, în fine, o vedea. Dar dacă mergeți pe undeva și vă permiteți, lăsați un bacșiș mai mare. Cel puțin eu îmi doresc și o să fac chestia asta, dacă o să mă duc în special în domeniul Horeca, unde și domeniul Horeca e la pământ maxim, toate sunt legate. E un lanț, dacă e lovit o verigă din lanțul ăsta, o să fie, la un moment dat, o să fie afectate toate, inevitabil. Deci când o să mă duc la un restaurant sau la o cafenea, o să las mai mulți bani încă o dată, fiecare cât își permite. Vă încurajez pe toți să facem exact ce a făcut Cristian astăzi. Nu să lăsăm bani în plus, sau, fiindcă nu toți au bani în momentul de față, dar să ajutăm cum putem fie cu o vorbă bună, fie cu un gând, fie dacă ne cere cineva să-l ajutăm o chestie, nu oameni care căpușează, ci oameni care chiar au nevoie de ajutor. Îi apreciez foarte mult pe toți oamenii care se gândesc la cei din jurul lor și se pun în locul lor. Nu doar de Crăciun și în perioadele astea când toată lumea își pune fațeta de oameni mai buni și că fac bine și așa și se pozează și video -uri. nu. Când faci bine, nu îți faci video. E bine să încurajăm oamenii și prin video, îi putem influența și pe alții să facă, dar prin video și prin poze ce se mai poate întâmpla este să ne ajungă mândria deasupra capului și să facem asta doar pentru like-uri și pentru distribuiri. Binele se face în liniște, dar în același timp e bine și să-i încurajăm pe ceilalți. Dacă cine face bine, bine ar fi cel puțin în cercului să încurajeze și pe ceilalți să facă bine. Vă doresc toate cele bune, să fiți fericiți și să ne ajutăm unii pe alții cum putem.